Super Combat Grand Prix Expo a pregătit numai puțin de 11 meciuri internaționale cu sportivi din 10 țări. Capul de afiș îl reprezintă meciul dintre spaniolul Moise Baute și al brazilianului Cesar Almeida. Totodată, invitatul special din această seară, Remy Boniaschi, a inaugurat Super Combat Academy din șoseaua Pantelimon, București. Gală VIP, văd numai mese VIP, văd numai anumite persoane care pot să intre aici. Deci cred că această gală va avea un succes foarte mare și o să aducă o audiență foarte mare la TV. Că de obicei, acum în ultimul timp, galele Super Combat chiar au făcut audiență foarte mare la TV. Super Combat își asociază imaginea cu femeile frumoase, cu mașini frumoase. La categoria 86 de kilograme, Cosmin Ionescu l-a învins prin decizie unanimă pe Alexandru Nedelcu. În cel de-al doilea meci, la categoria 81 de kilograme, neamțul Dan Traore s-a impus printr-un knockout tehnic în fața românului Eduard Injaua. În fața englezului Nigel Thomas, la categoria 81 de kilograme, Bogdan Năstase a fost declarat câștigător după 3 runde dificile. M-am întrebat foarte mult, când la stână, cu oile, genoflexiuni, flotări, dacă nu fac flotări, nu mă simt bine. Și am dovedit la lup, el a spus că vine să-mi furi oile. I-am dovedit la lup că îl bat și o să fug înapoi în Anglia cu coada între picioare. Meciul de la categoria 69 de kilograme a fost câștigat de Daniel Corbeanu printr-un knockout în fața albanezului Bledion Pireva. A fost un meci destul de greu, având în vedere emoțiile care le-am avut, nu prea lupt în țară și acum s-a evit ocazia să fac parte din echipa Super Combat și a fost primul test al meu. De acum încolo voi face meciuri mai frumoase, mai bune și sper cu sportivi mai puternici și mai cunoscuți. După 3 runde disputate la categoria de 95 kg, Dănuț Furduc a câștigat meciul împotriva adversarului Cristian Ristea. A fost un meci, ca toate meciurile, nu am subestimat adversarul, în ciuda faptului că noi suntem prieteni, ne știm de aproape 2-3 ani, dar în ring, asta e, câștigă cel mai bun. Academia Super Combat din București, al cărui promotor este Eduard Irimia, își propune să pregătească luptătorii din toată lumea și să descopere noi talente. Aceasta va fi prima academie care va oferi și condiții gratuite de antrenament. Am văzut câteva meciuri în febra asta de organizare, acum urmează să văd mai în eventurile. Sunt meciuri foarte bune, am văzut și câteva surprize, a câștigat un neamț care e foarte bun ca erou de promovat în viitor. Acum urmează eroii români să-i vedem. Spaniolul Imanol Rodriguez în meciul din categoria 86 de kilograme împotriva lui Dumitru Țopai a fost declarat învingător în runda suplimentară. Are you feeling good? Pasta, hard, stamina, very good, good training for this fight. La categoria 92 de kilograme, Clyde Brunswick s-a impus în fața lui Sebastian Cosmâncă. Un alt meci greu a fost cel între Kirk Kruba și D'Angelo Marshall la categoria 96 de kilograme. Game was hard, condition was tough, but luckily I won. Un meci important s-a disputat la categoria 71 de kilograme între campionul Super Combat New Hero Samantio Paraschiv și Cristian Milea, fostul campion local combat. Ceea ce pot să despre meci este că adversarul meu a pulsat puțin la brațe, în schimb l-am depășit la picioare, dar asta este în fața arbitrilor. A fost în favoarea lui. După 3 runde complicate, grecul Stauros l-a învins la categoria 65 de kilograme pe românul Cristian Spetcu. În meciul serii, luptătorul brazilian Cesar Almeida a câștigat titlul de campion mondial Super Combat la categoria 86 de kilograme, după ce l-a învins pe spaniolul Moises Baute. My motivation, my family. I fight for him.